Polițiștii de frontieră au descoperit la controlul Vamal două permise de conducere false. Cei doi șoferi sunt cercetați penal. În punctul de trecere a frontierei Cenat s-a prezentat pentru a ieși din țară un cetățean român, în vârstă de 33 de ani, la volanul unui autoturism înmatriculat în România. Polițiștii care au efectuat controlul documentelor i-au solicitat bărbatului și permisul de conducere. În urma verificărilor efectuate, au constatat că permisul prezentat la control, cu semnele autorităților spaniole, nu este un document autentic, întrucât nu îndeplinește condițiile de de formă și de fond ale unui act oficial. Șoferul a relatat faptul că a obținut permisul de conducere de la un individ necunoscut din Spania contra sumei de 1500 de euro. În punctul de trecere a frontierei Moravița s-a prezentat pentru a intra în țară un cetățean italian în vârstă de 41 de ani conducând un autoturism înmatriculat în România. În urma verificării documentelor, polițiștii de frontieră au constatat că permisul prezentat la control cu semnele autorităților italiene nu este un document autentic, întrucât nu îndeplinește condițiile de formă și de fond ale unui act oficial. Cetățeanul italian a declarat polițiștilor de frontieră faptul că nu cunoștea că acesta ar fi fals și că l-ar fi procurat în urma absolvirii unei școli de conducere din Italia, pentru care a plătit suma de 500 de euro. În ambele cazuri se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale și conducerea a unui autovehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale care se impun.